S-a terminat cu gratuitățile la dentist. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu mai alocă fonduri din această lună pentru asistență medicală stomatologică, ce erau și așa infime. Astfel, copiii, adolescenții cu vârste până la 18 ani și beneficiarii legilor speciale, care până acum aveau gratuitate sau compensare 40%, vor plăti prețul integral. Iar de cele mai multe ori, taxele sunt de 2-3 ori mai mari față de cele decontate de stat. Cei mai afectați de această măsură par să fie părinții. Dinții de lapte, e scos 2 dinți, 200. 200 de lei. Deci ai, și acum aia 3 puși, că nu, aia raz nu crezi, crezi ca iurea, iau aiurea, razna și alți bani. Ales care stă în sat, nu are nici atâta posibilitate să vin. Părinții vor fi afectați. Bugetul fiecăruia se duce. Printre serviciile care ar trebui decontate se numără consultațiile, tratamentul cariei simple, tratamentul afecțiunilor pulpare la dinți, extracțiile, montarea protezelor acrilice și revizia acestora. Explicație concretă nu pot să dau și pentru noi a fost o surpriză foarte mare că ni s-a transmis că bugetul pe aprilie este zero. Pe luna martie, în loc de 1200, cum era prevăzut în actul adițional, a fost de 390 de lei. Deci bani pe care noi practic i-am muncit, că la sfârșitul lunii ni s-a spus că se termină, că plafonul este foarte mic. Deci nu știu, nu pot să vă dau o explicație ce se întâmplă. Fiecare stomatolog primea până acum lunar o anumită sumă de bani, din care putea asigura tratamente gratuite pentru copii, dar și intervenții medicale. Potrivit bugetului mediu rural, unde este cabinetul unde lucrez eu, este undeva la 1200 de lei, 1200, iar în mediu urban nu pot să vă zic că undeva, oricum mai puțin, 700 de lei, 800, nu pot să vă zic exact. În 2013, conform legii bugetului de stat, pentru asistența medicală stomatologică au fost alocate 13 milioane de lei, față de 57,8 milioane lei în anul precedent. Cei de la Casa Națională de Sănătate spun că Ministerul Sănătății vrea să înființeze, în schimb, un program de prevenție în stomatologie, dar nu anunță și o dată exactă.